Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, cuvânt de unde vom citi și noi, în Cartea Romani, în primul capitol, doar 2 versete, acolo unde Apostolul Pavel scoate în evidență o biserică pe care o zidește însuși Iisus Hristos. Pentru că suntem în seria aceasta de predici, eu voi zidi biserica, spune Iisus, aș vrea să ne uităm cu atenție și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Romani, capitolul 1, versetele 7 și 8. Deci, vouă tuturor care sunteți prea iubiți al lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Amin. Iisus zidește trupul lui biserică aici pe pământ. Promisiunea este că nimeni nu o poate birui. Nici măcar procesul acesta prin care fiecare dintre noi care organizăm și facem trupul lui Hristos vom muri. Nici măcar moartea nu o poate birui. De ce? Pentru că El este Cel care a biruit moartea prin moartea și învierea Lui și în felul acesta ne aduce aminte că biserica nu este o organizație vremelnică pe această lume, pentru o perioadă de timp, ci dintr-o dată ne oferă perspectiva aceea frumoasă și glorioasă a veșniciei, în care ne aducea aminte Domnul Iisus: mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce imagine glorioasă! Să știi că într-o zi o să te întâlnești cu cei care au plecat înaintea ta, de care poate ți-e dor, o să întâlnești pe cei poate din generațiile cu mult înaintea ta, pe care poate nu i-ai prins, nu i-ai cunoscut, o să te întâlnești cu cei care au fost chiar de la început. Biserica primară. Ce fain o să fie când o să ne întâlnim cu cei care au fost în biserica din Roma, cu cei care au fost în bisericile din Faptele Apostolilor. Ce glorios va fi când îl vom vedea pe Avram, Isaac și Iacov. Când o să ne întâlnim cu Ilie. Pe Ilie va fi ușor să recunoaștem, așa-i? Toate lucrurile acestea, pentru că Iisus își zidește biserica și ține cont. Sigur că nu putem ține noi cont de toate organizațiile, de fiecare grup, fiecare adunare sau biserică, dar vreau să vă spun că în fiecare grup se va regăsi ceea ce noi, prin harul Domnului, vom studia astăzi. ADN-ul bisericii zidite de Mântuitor. Cu siguranță ați auzit de ADN, acidul dezoxiribonucleic. De atât eu l-am repetat, ca să n-am emoții când îl spun, mi-a ieșit, nu? Nu mă pune să-l mai spun odată. E acidul acela, da? Pentru cunoscători, pentru cei care sunt testari pe chimie sau pe biologie, știți că ADN-ul înseamnă parte vitală din ceea ce suntem noi. Este identitatea noastră. Sunt niște molecule care, foarte complexe, substanțele acestea se găsesc în fiecare celulă. Și dacă îți fac acum ADN-ul și peste, nu știu, 10 de ani te descoperă și prind o celulă din asta, poți să determine dacă celula asta ești tu sau nu. Atât de măreț a organizat și a creat Dumnezeu lumea aceasta și mai ales trupurile noastre. Acum, ce îmi dau seama citind Cuvântul lui Dumnezeu este că fiecare biserică, curios lucru, chiar dacă este una în Roma, una în Antiohia, una în Cezarea, în Filipii, în Efes, fiecare biserică are parte de acest ADN, această structură care scoate în evidență că de fapt biserica odată se face într-un singur fel, pe de altă parte, este ceva reprezentativ. Și chiar dacă se întâlnesc la mii de ani distanță, chiar dacă sunt în locuri diferite în lumea aceasta, cu oameni de rase diferite, biserica are același ADN. Nu este uimitor lucrul acesta? ADN-ul din inima fiecărui credincios și membru în parte este legat de cel care este capul trupului al bisericii. Cine este capul? Nimeni altul decât Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele. Ce legătură impresionantă! Și ce liniște și asigurare că mergi la Golgota, la București, că vii la Speranța, la Arad, sau că ești la Tauți în misiune, sau că vii din America, sau că mergi în America, biserica are același ADN. ADN-ul care nu se poate schimba, ADN-ul care este unic, imobil, recunoscut și care reprezintă fidel ceea ce ești. ADN-ul este unic. De aceea, când Iisus Hristos își zidește biserica, El știe foarte bine ce face. Este atât de unic și atât de ușor de recunoscut, încât face ca orice biserică ce respectă modelul Domnului Iisus Hristos și se lasă zidită de Iisus Hristos, va fi funcțională, va fi biruitoare. Ce face biserica să meargă cu adevărat? Unii cred că un model anume și de aceea practică un anumit model. Alții cred că trebuie schimbare și de aceea merg pe schimbare. Eu cred că există lucruri care trebuie păstrate și mereu există lucruri care trebuie schimbate. ADN-ul, în schimb, trebuie să rămână. Mai mult, ADN-ul acesta leagă. Ascultați ce spune tot Pavel de data aceasta în Efeseni. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Înțelegeți acum care este ADN-ul, pentru că deși sunt toți și diferiți și mulți, este un singur. Un singur ADN care trece și care este evident, poate să fie recunoscut. Ne vom uita la câteva biserici în această dimineață. Biserici pe care le regăsim ca formă și organizare și descrise în Cuvântul lui Dumnezeu. Și vom vedea de acolo câteva elemente care formează acest ADN. Nu vom lua lucrurile începătoare. Cum se intră în biserică, cum poți să fii parte din trupul lui Hristos și cum să rămâi în trupul lui Hristos. Ci ne vom uita la acele elemente de care cred că ar trebui să ținem cont fiecare dintre noi. Sunt lecții pe care trebuie să le învățăm atunci când înțelegem că Iisus Hristos își zidește biserica. Pentru mulți, biserica primară este apogeul la ceea ce a însemnat biserică. De ce? Pentru că au fost la început, au fost aproape de învățătura Domnului, acolo apostolii au așezat bazele, temelia, și noi zidim pe această temelie. Pentru toți cei care încă vă luptați cu gândul acesta că mai sunt apostoli astăzi sau că trebuie să se așeze bazele prin profeții sau prin alte lucruri, prin minuni chiar, vă aduc aminte că bazele au fost puse. Iisus Hristos a chemat apostolii și apostolii care au fost atunci pentru o singură dată, pentru o singură generație, ei au așezat bazele. Nimeni nu face o casă și construiește fundația. Și după ce construiește fundația spune, mai pun o fundație. Nu! Există o singură fundație și ea a fost așezată, temelia a fost pusă deja. Noi, spune Pavel, zidim pe ea. Ce zidim? Putem să zidim pietre, putem să zidim lucruri scumpe sau, din nefericire, paie, fân, trestie și alte lucruri care sunt pieritoare, care nu țin. Așa că nu despre punerea acestei temelii vorbim. Ea a fost așezată, a fost pusă. Ci despre ceea ce zidim pe ea. Doamne, ai milă de noi. Când e vorba de a zidi și a pune, lăsându-ne în lucrarea Ta, Tu care ești în toți și care lucrezi în toți, care ești unul singur Dumnezeu, Doamne, zidește Tu și lucrează Tu. Și nu ne lăsa, nu îngădui ca noi să facem și să punem altceva acolo. În ADN-ul bisericii vom găsi, și haideți să începem, mai întâi ascultare, spunem împreună. E esențial, biserica din Ierusalim, ne vom uita la ea. Biserica din Ierusalim pentru unii este apogeul, este modelul cel mai copiat. De ce? Pentru că tânjesc după această experiență. Prima biserică, curajoasă, cu putere de sus, unită, extrem de generoasă, ceva nemai întâlnit, plin de Duhul lui Dumnezeu, cu manifestări spirituale și dumnezeiești. Extraordinar de mare putere a avut această primă biserică. Descrierea este peste măsură, plină de viață, un model care atrage. Ascultați, își vindeau ogoarele, averile, banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâine acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Îți poți imagina un pic biserica asta? Cum ar fi Biserica Speranță să copieze modelul acesta? Te duci acasă, vinzi toate averile, duci bani aici, ne întâlnim în fiecare zi la biserică. Cum ar fi? N-am auzit niciun amin. Mergem mai departe. Biserica aceasta a experimentat o creștere fără precedent. La început, în Fapte 1, câți erau în camera de sus? 120. Mai apoi, în ziua de Ierusalim, în ziua 50.000, s-au pocăit și au fost botezați câți? 3.000 de oameni, deci 3.120. Și mai târziu, foarte repede, în primul an de manifestare, în primul an de întâlniri, Domnul ne spune că s-au mai adăugat cât? 5.000. 8.120 de membri în primul an. Ca o paranteză și ca și o curiozitate, este singura biserică unde ni se spune numărul de membri. De acolo încolo, niciodată, la nicio biserică din Noul Testament, nu veți mai găsi vreun număr. Oare de ce o știu, Domnul? Că ne vom întrece numere și vom spune, biserica mea are atâția membri. Majoritatea erau iudei și s-a văzut că nu a trecut mult timp până când mentalitatea de iudei, mentalitatea aceea de evreu a biruit chiar și poruncile celui care era capul bisericii din Ierusalim. O viață spirituală, minuni, propovăduirea fără precedent, putere prin predicare și totuși biserica asta în câțiva ani de zile de la 8.120 de membri se stinge. Cu așa creștere? Cu așa putere și minuni? De ce oare? Pentru că biserica a experimentat foarte repede legalismul. Oameni care au crezut în Hristos, s-au întors la Hristos și cei din jur cumva au spus, nu-i destul Hristos. Doar credință nu se poate. Doar credință și pocăință, mai apoi te botezi și după aceea nu-i destul. Trebuie să fie un sistem în care noi să avem un pic de control. Și dacă cineva vrea să vină în biserica noastră și să fie cu noi, trebuie, atenție, să se facă ca noi mai întâi. Cu alte cuvinte, nu mai Hristos e talonul, ci noi. Și sigur că probabil ideea lor, pretenția lor a fost bine intenționată. De ce să nu mai întâi să te faci evreu, să te tai împrejur, să poate și să ții un pic din lege, ca după aceea să vii prin har la credință. Doar că biserica aceasta a încercat să lege cele două lucruri care nu le poate lega nimeni niciodată, harul și legea. Și nu au acceptat alte grupuri, nu au acceptat alți oameni din jurul lor, decât dacă mai întâi se făceau ca ei, adică se făceau evrei. Ascultați, câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Asta e ascultare? Nu. Asta este punerea unei greutăți și a unui lucru care nu trebuie să existe în doctrina bisericii. Mai mult, Pavel și Barnaba au avut cu ei un schimb viu de vorbe și păreri deosebite. Frații au hotărât ca Pavel și Barnaba să se suie la Ierusalim, la apostoli, la prezbiteri, să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Problema a copleșit întreaga biserică. De aceea se ridică Petru, se ridică Iacov și încep să predice. Încep să aducă adevărul care poate să elibereze biserica aceasta de legalism. Dar, dincolo de legalism, când unii din partida fariseilor care au crezut s-au ridicat și au spus că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise, s-au adunat să vadă ce este de făcut. Și pentru că n-au făcut ce trebuie, a făcut Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit peste biserica din Ierusalim o mare prigoană. Vă aduceți aminte care era modelul propus de Domnul Iisus ucenicilor înainte să se înființeze biserica și să ajungă la 8.120 de membri? Vă aduc aminte de modelul Domnului Iisus Hristos. voi veți primi o putere, o explozie din interior, veți primi Duhul lui Dumnezeu în voi și voi îmi veți fi martori în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la... Ei ce au făcut? S-au strâns într-un loc, au început să le meargă bine, să aibă grijă, au început să vândă ce au, împărțeau ce au, au făcut o comunitate faină. Doar că n-au mai ascultat de Iisus Hristos, care presupunea ca modelul acesta, din om în om, să ajungă până unde? Până în cartierul la mărginași din Ierusalim. De ce? Pentru că noi ne simțim bine. Pentru că nouă ne place, pentru că avem grijă de văduvele noastre, pentru că e bine să lăudăm pe Domnul, să mâncăm în fiecare zi și să așteptăm venirea Domnului. E bine, e frumos, super. Doar că nu s-a ascultat. N-au ascultat de ceea ce spunea capul, care este Iisus Hristos. Și ce au făcut? Persecuție. O persecuție care i-a împrăștiat pe toți. Vreau să vă spun una din lucrurile care pe mine, personal, m-au pus încă o dată într-o stare în aceea de cercetare, și anume, între toți cei care au plecat și au fost persecutați și au plecat din Ierusalim, o categorie specială au rămas. Știți ce înseamnă apostoli? Apostoli înseamnă cei trimiși. Și dacă biserica s-a împrăștiat și a început să meargă, forțată de data aceasta să asculte de Domnul Iisus Hristos, cei care erau trimiși, ce au făcut? Au rămas. Au încercat să conserve, au încercat să păzească, să păstreze, de parcă puteau să facă lucrul acesta, când planul lui Dumnezeu era total diferit. Unde au greșit? De la cel mai atracțional model, de la cel mai puternic model, de la o creștere explozivă, o stingere, totul foarte local, fără impact prea mare. De ce? Lipsa de ascultare. Lipsa de ascultare. Știți ce trebuie să fie în ADN-ul fiecărei biserici zidite de Iisus Hristos? Nu poți. N-ai cum să faci biserică, să fii biserică, fără să asculți de Cel care este capul nostru, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. O ascultare personală și o ascultare generală. O ascultare personalizată. Așa că întreb, provoc Biserica Speranța să răspundă fiecare în dreptul inimii noastre. Dacă tu, personal, asculți de cuvintele Mântuitorului, știi Evanghelia, citești din Sfintele Scripturi, din pruncie, poate ți-o citi bunica ta, ți-o citit maica ta și acum e rândul tău să citești la copiii tăi și la nepoții tăi. Tu asculți de Dumnezeu, noi ca biserică ascultăm de Iisus Hristos, aceasta trebuie să fie teama noastră cea mai mare. Dorința de a asculta pe Iisus Hristos. Amin? Ascultare, dragul meu. Ascultarea este cheia, pentru că este ADN-ul bisericii. Cine ascultă, merge bine, face ceea ce trebuie. Cine nu ascultă, nu poate fi biserică. Nu poate fi biserică. În ADN-ul bisericii, în al doilea rând, trebuie să existe, atenție, misiune. Biserica din Antiohia. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei, un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Acesta este începutul bisericii din Antiohia. O biserică mare, cu lideri puternici, predicatori de excepție și oameni foarte generoși. Aici au primit pentru prima oară numele de creștini, biserica creștină din Antiohia. Și de atunci a rămas biserica creștină. Ce frumos! Niște oameni din Cirena și din Cipru s-au dus în Antiohia și înființează o biserică. Așa de simplu sună, de atât de frumos. Pentru că în ascultare de Domnul, cu o putere explozivă în ei, cu acea putere a Duhului Sfânt, se duc într-un loc străin, între oameni pe care nu i-am mai cunoscut, Și Dumnezeu le dă harul ca mulți oameni, un mare număr de oameni să formeze această biserică. O biserică orientată dincolo de propriile nevoi și diferența dintre ei și Ierusalim, știți care este? Ierusalim ajuta pe cei dintre ei. De aia și-au și certat, pentru că văduvele iudeile erau mai bine îngrijite decât celelalte văduvi și de aceea a venit conceptul acesta, hai să numim diaconi și au făcut diaconi care să aibă grijă și de unii și de ceilalți și au fost și acolo un viu schimb de vorbe. Știți ce făcea biserica aceasta? Ei nu se gândeau la ei și la nevoile lor, ci ajutau pe cei care erau departe, departe. Știm că biserica din Antiohia a fost extraordinar de generoasă. Ajută pe oameni aflați la sute de kilometri distanță. Așa că când Barnaba ajunge în Antiohia, a observat la prima impresie căldura aceasta spirituală. Când a ajuns el, spune cuvântul lui Dumnezeu, și a văzut harul lui Dumnezeu. Fraților, trebuie să mă opresc un pic aici. Toată săptămâna aceasta este gândul acesta. Ne-am specializat pentru a urmări anumite lucruri în biserică. Dar vreau să vă întreb, când vine cineva la noi și împreună cu noi la închinare, care este primul lucru pe care îl vede? Dincolo de organizare, de cântări, de ce formație avem, de ce predicator stă aici, de ce-i pe sus și pe jos, ce vede în biserica noastră? Și gândul acesta mi-a dat o anumită stare. Barnaba se duce în Antiohia. Știți care este primul lucru care îl observă el? Nu se uită cum sunt îmbrăcați oamenii. Nu se uită la nimic altceva, că aș putea continua lista, nu-i cazul. Știți ce vede omul acesta în biserică? Harul lui Dumnezeu. Cum se vede harul? Cum să te duci într-o biserică și să vezi, bă, ăștia-s plini de har? Cum se vede harul? Ar trebui să învățăm, ar trebui să vedem, să studiem cum să intri într-o biserică și să distingi că cineva din biserică cunoaște harul lui Dumnezeu și îl arată. Și cel care vine aici să înțeleagă, wow, ăsta e harul lui Dumnezeu. Care este calea cea mai ușoară de a arăta harul lui Dumnezeu? Căci prin har suntem mântuiți. Prin harul lui Dumnezeu este darul pe care oferind ceea ce nimeni dintre noi nu merită. Nu știu, poate ar trebui să învățăm biserică să arătăm mai bine și mai mult harul lui Dumnezeu. Să nu dăm peste oameni aici care să fie gata să ne instruiască mereu și mereu. Că nu știu dacă duceți lipsa. Bă, vreau să mă duc la biserică să-mi spună cineva dacă m-am îmbrăcat bine. Dacă m-am aranjat bine, vreau să-mi spună ceva, ce să fac cu viața mea, că eu nu știu, să mă rânduie toată lumea, să știe toată lumea și să-mi spună, așa să faci cu familia ta, cu copiii. Cine vine la biserică pentru așa ceva? Dar dacă vii la biserică și vezi harul lui Dumnezeu, membrii din Antiohia erau plini de înflăcărare, de bucurie, de har, nu era o stare creată artificial, ci era o trăire, o experiență reală. Ăștia trăiau în har și arătau har și cine venea acolo vedea harul lui Dumnezeu. Hai să spunem împreună har. Doamne ajută Biserica Speranța să fie cunoscută pentru harul pe care îl vom arăta pentru toți cei care intră în această biserică. Amin. Asta înseamnă că tu cunoști harul lui Dumnezeu și nu poți să-l cunoști decât prin pocăință, prin credință și asta înseamnă să trăiești în har. Să pui pe alții mai presus de tine, să te smerești mereu și întâi să te vezi pe tine, nu să-i vezi pe ceilalți. Când ai ochi pentru tine înaintea lui Dumnezeu, te smerești, te culci, te faci una cu pământul. Nu te semețești și nu te apuci să rândui pe toată lumea, ci îl pui pe ăla pe primul loc și spui, frate, harul lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a pus pe mine pe primul loc, Iisus Hristos a murit pentru mine, eu sunt gata să fac ceva pentru tine. Ăsta e harul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Nu înseamnă că nu-i arăți adevărul, nu înseamnă că nu-i spui adevărul, nu înseamnă că nu ești credincios lui Dumnezeu dacă tu ești plin de har. Biserica din Antiohia, aș fi dorit foarte mult să pot să o vizitez, să văd și eu la prima mână harul lui Dumnezeu. Dar mă bucur că în această biserică vom învăța să arătăm har. Pe când membrii acestei biserici erau și uniți în postă, rugăciune, stăreau mereu în prezența lui Dumnezeu și Duhul Sfânt vorbea. Spune cuvântul lui Dumnezeu că pe când slujeau Domnului și posteau, ca biserică, ce fain, A zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea pe care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Și aglomerație de post și rugăciune. Au postit și s-au rugat. Și Duhul lui Dumnezeu a spus, Barnaba și Saul, lucrare. Au pus mâinile peste ei după ce au postit din nou și s-au rugat. Și aglomerație de discipline spirituale. Observăm că atitudinea lor a fost că erau deschiși pentru Evanghelie, deschiși pentru musafiri, când a venit Barnaba în vizită, deschiși pentru cei căzuți, dar care au fost recuperați de Domnul. Saul. Pavel nu este bine primit în Ierusalim, în schimb este lider în biserica din Antiohia. Ce frumos! Îmi pare rău să spun că uneori bisericile noastre nu știu să ridice pe cei căzuți. Vrem să n-avem de-a face cu ăștia. Întrebarea mea este, cine dintre noi nu este căzut? Cine dintre noi n-a căzut? Cine dintre noi n-are nevoie de a fi ridicat? Această descriere a membrilor nu conduce la haos, la anarhie, ci la o înaltă stare de părtășie. Să vii în biserică să vezi har. Biserica toată să se roage, să postească, Duhul lui Dumnezeu să vorbească. Ce vreți mai mult din ADN-ul acesta, dacă nu misiunea aceasta? Știți ce fac oamenii aceștia? Nu se gândesc numai la ei, bă, ce mai bun predicator să rămână aici. Îi fac echipă misionară și trimit în misiune. E parte din ADN-ul bisericii pe care o zidește Mântuitorul, să ne gândim la alții. Deși membrii bisericii din Antiohia erau dedicați slujirii în biserica locală, viziunea lor cuprindea responsabilitatea misiunii pentru localitățile din jur. Prioritate erau cei de afară. Ce diferență astăzi în bisericile noastre, când noi facem programe să ne placă nouă, să ne simțim bine, să cântăm cântările plăcute nouă cu care ne-am obișnuit, să stăm într-o atmosferă, într-o atitudine, într-un loc în care să ne simțim bine și nu-i nimic rău. Doar că ADN-ul bisericii este misiune. Din mijlocul lor pleacă Pavel și Barnaba în prima și în a doua călătorie misionară. Și vreau să vă spun, omenește, apar probleme între misionari. Se ceartă, se despart, dar ascultați! Când ADN-ul este misiunea, nu înțelegerile dintre oameni, au format o nouă echipă misionară, Pavel cu Sila și Barnaba cu Marcu, că Pavel cu Marcu nu mai puteau să colaboreze din cauza ceea ce a făcut Marcu. Un program spiritual în care convingerea personală a fiecărui membru este susținerea misiune. Și liderii lor, predicatorii aceia de top, nu i-au ținut doar pentru ei, i-au trimis în misiune. Dacă în biserica din Ierusalim numele slujitorilor arată personalități ale credinței, Petru, Ștefan, Filip, Iacov, în biserica din Antiohia, slujitorii erau oameni obișnuiți. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu așa, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena și Manaen. Lucrurile acestea ne fac să înțelegem cât de cosmopolită poate să fie biserica și cât de diferiți pot să fie oamenii din aceeași biserică. Să vă spun, Simon era un om de culoare, era negru, de altfel și porecla. Barnaba era evreu. Luciu era un emigrant venit dintr-o altă localitate, din Cirena. Și Manaen făcea parte din înalta societate, era membru în conducerea sub cârmuirea lui Irod. Și Saul, fost prigonitor. Cum să pui oameni atât de diferiți și să faci un așa comitet și totuși să funcționeze bine? Cum? Un singur fel. ADN-ul e același. ADN pe care și l-au însușit toți. Ascultare? Misiune. Frați și surori, trebuie să fie în ADN-ul nostru dorința aceasta de a misiona, de a face. Și mulțumim Domnului pentru misiunea din Africa, mulțumim Domnului pentru misiunea din Maramureș, mulțumim Domnului pentru misiunea de la Turnu, de la Șag. Vă spuneam că am fost recent, vreau să aduc aminte ca să ne rugăm, am fost împreună cu fratele Ghiță Sârb după o acțiune extraordinar de interesantă. Cu o zi înainte, sâmbătă, s-au dus din casă în casă, au străbătut tot satul, o echipă de oameni care au bătut la uși și au chemat la biserică. Și a doua zi, împreună cu un grup de frați și de surori de la biserica din Chereluș, conduși, curios lucru, de un frate arab, nu mai știu cum, are un nume, nu mai știu cum îl cheamă, în fine, și acolo s-a umplut biserica. Merg la turnul de 10 de ani. Niciodată n-a fost atât de lume în biserică și în curtea bisericii. Au dat după aceea o masă și au fost atât de mulți oameni nepocăiți acolo. Misiune. Doamne, lucrează, te rugăm. Trebuie să fie în ADN-ul nostru să ne gândim la alții. Să folosim resursele și să lucrăm ca și alții să acudă și să aibă parte de Evanghelia. 3. Dragoste. În ADN-ul bisericii trebuie să fie dragoste. Ne ducem la biserica din Tesalonic. Vedeți ce repede călătorim noi? Vedeți? Din Ierusalim, am ajuns la Antiohia, acum din Antiohia mergem în Tesalonic și în curând o să ajungem la Roma. Biserica din Tesalonic au primit cu înflăcărare cuvântul de la 3 mari predicatori, Pavel, Sila și Timotei. Și în mijlocul greutăților se naște o biserică extraordinar de frumoasă, de puternică. Ascultați! Și voi înși v-ați călca pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri. Pentru cei care vă întrebați că dacă te întorci la Domnul tot o să fie bine. Nu, în mijlocul multor necazuri te poți pocăi. Nu înseamnă că Domnul îți ia toate necazurile. Cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. În necaz, Duhul Sfânt poate să-ți dea chiar bucurie. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că nu avem nevoie să mai vorbim de ea. Doar că biserica aceasta nu poate fi copiată ca model. De ce? Erau așa de persecutați că nu se puteau aduna înăuntru, se adunau în subteran. Ei nu se puteau aduna formal cum ne adunăm noi. De ce? Pentru că erau urmăriți, erau prinși, erau întemnițați și chiar loviți, bătuți, chiar omorâți. De ce? Pentru că nu acceptau oamenii. Sistemul de atunci nu accepta să se facă biserică. Și totuși, în necazuri, în persecuție, se naște această biserică de care, și acum ascultați, ne aducem aminte fără încetare. Asta înseamnă mereu și mereu pomenită biserica aceasta din Tesalonic. Înaintea Dumnezeului Tatălui nostru de lucrarea credinței, osteneala dragostei și tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. Credință, iubire și nădejde. Din acestea am scos doar una. Toate sunt ADN-ul bisericii, dar aceasta, osteneala dragostei. De ce? Pentru că oamenii aceștia au iubit. Au iubit suficient ca necaz să primească cuvântul lui Dumnezeu. Au iubit suficient ca în persecuție să nu se lase de biserică. Să zic, așteptăm să treacă persecuția, să se schimbe guvernul și când o fi liber mă duc și eu la biserică. Nu, au iubit așa de mult pe Domnul și au iubit pe frați, încât acolo, cu posibilitatea de a fi prins, bătut și de a nu te mai întoarce acasă. Câți dintre noi am fi venit astăzi la biserică cu gândul că ne poate lua duba și ne duce și ne arestează, ne bagă în închisoare? Câți am fi venit la biserică? Dragostea aceasta este în evidență. Un model de urmat. O biserică care iubește pentru că știe. Care este cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată puterea, cugetul, sufletul tău, cu tot ceea ce ești tu. Și a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Hai să spunem împreună dragoste. Asta este în ADN-ul bisericii. Am avut recent seria de predici, un pic mai multă dragoste, nu vom rămâne aici, mergem mai departe, doar ca să vă spun că există un blestem al cunoașterii care împiedică chiar și dragostea. Cineva spune așa: un om nu poate să învețe ceea ce crede că știe deja. În 1990 s-a făcut un studiu. S-au împărțit peste 2000 de oameni într-o tabără și cealaltă, în sensul în care au vrut să demonstreze că există ceea ce au numit ei blestem al cunoașterii. Acum, și unii și alții știau cântece, Doar că o tabără a fost pusă să bată ritmul unei cântări și cealaltă tabără să recunoască cântarea după ritmul care era bătut. Acum, nu era mare lucru, cântecele erau foarte cunoscute și foarte simple. Și unii care băteau ritmul știau cântarea și ceilalți știau cântarea. Doar că atunci când li s-a explicat acest studiu, au spus toți e simplu și că vom ghici cântecele. 120 de cântece bătute cu ritm de 2000 de persoane și ceilalți 2000 au ascultat 120 de cântece. Știți câte au fost ghicite, recunoscute? Oameni care știau, credeau că știu cântarea și pot să o ducă mai departe. Oameni care credeau că știu cântarea și pot să o recunoască. Din 120 de cântece, 3. Unul din cântece care a fost recunoscut a fost La mulți ani. Problema celor care bătea ritmul a fost simplă, știau cântarea pentru că lor li s-a spus cântarea. Și credeau că pot să facă ceva, să o transmită mai departe. Iar cei care nu aveau informația, nu au putut să prindă și să preia informația de acei care știau, pentru că nu s-au putut pune în pielea ascultătorilor. Unii cunoșteau și n-au reușit să transmită, alții cunoșteau și n-au reușit să recunoască. Toți s-au bazat pe cunoaștere, dar nu au realizat nimic. De ce v-am povestit asta? Pentru că noi creștinii evanghelici avem parte de această mare problemă. Cunoaștem foarte mult. Dacă ne vorba să iubim, când e vorba să iubim, suntem într-o mare deficiență. Câteodată bate ritmul melodiei din Bibliile noastre, în loc să lăsăm Scriptura să ne învețe o melodie nouă. Câteodată sunt momente în care bisericile pretindem că avem idei biblice și căutăm mereu texte care să ne ajute la lucrul acesta. În schimb, cel mai ușor, cel mai vizibil, dragostea, aia o ascundem, aia nu o ducem mai departe. Să aduc aminte că El zidește biserica Lui să o înfățișeze înaintea Lui fără pată, fără zbârcituri. Cum face lucrul acesta? În exemplul pe care l-am dat, Apostolul Pavel preia exemplul acesta și spune bărbaților, ce? Învățați pe nevestele voastre. Așa a făcut și Hristos pentru biserică. O venit și a adus cunoaștere. Nu! Bărbaților, iubiți-vă neveste. Dragostea este cheia, nu cunoașterea. Și după aceea explică ceea ce am citit mai înainte. El vrea să prezinte biserica aceasta, fără pată, fără zbârcitură. Cum? Că și-a dat viața pentru ea. Că a iubit-o. Nu pentru că i-a adus mai multă cunoaștere. De aceea, cred din toată inima că este parte din ADN-ul bisericii. Oriunde este ea, să fie dragoste. Amin? Mergem mai departe. Biserica din Roma, spiritualitate. Cu toate că nu Pavel a înființat această biserică, el devine parte impregnantă din această biserică. De ce? Pentru că aici își va încheia activitatea, cât și viața pământească. V-am mai spus că am vizitat biserica lui. E o mare diferență. Biserica lui Petru este mare, cunoscută, vizitată. Îți trebuie o zi întreagă să mergi, o zi întreagă stai la coadă ca să intri și după aceea să mergi, să vezi biserica lui Petru. E atâta lux, atâta opere, atâta bogăție, atâta aur, un pământ acolo, o țară în sine, unde spun că acolo sunt urmașii și biserica lui Pavel este un pic mai mare ca a noastră. Elementul esențial, central, este un loc unde cobor jos, este un altar făcut acolo și în loc de altar este o cutie în care sunt lanțurile lui Pavel, lanțurile întemnițării, sau ce puțin așa cred ei. Sunt niște lanțuri cu care Pavel a fost întemnițat la Roma. E diferență mare. Biserica din Roma, în schimb, are în ADN-ul ei ceea ce transmite mai departe, și anume spiritualitatea. De aceea am citit textul acesta. Asta este textul care l-am citit la început în această frumoasă dimineață. Vouă tuturor care sunteți preabiți de Dumnezeu, chemați să fiți sfinți, har și pace. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru voi, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Sunteți oameni credincioși, oameni spirituali și spiritualitatea voastră este recunoscută peste tot. De ce? Pentru că oamenii aceștia au tratat spiritual fiecare probleme. Dacă Corintul este biserica cea mai problematică, este biserica adolescentină, că numai adolescenții pot să creeze atâtea probleme câte sunt în Corint. În Corint este cea mai mare problemă din toate bisericile. Roma este cea mai spirituală. Gândiți-vă la epistola de către Romani, ce lucruri grele, teologice spune Pavel acolo. Primele părți, o jumătate de carte este teologie, după cealaltă jumătate aplicație. Ne-ar lua ani de zile să începem un studiu din Cartea Romani, în toată frumusețea ei. Dar biserica aceasta, interesant, erau aproape 15 biserici împreună cu liderii lor, pentru că erau biserici organizate pe grupuri. Cum avem noi grupuri de ucenicie. 15 grupuri cu 15 lideri. Îi avem pe unii care sunt pomeniți chiar și cu numele. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre ei. Așa au ajuns plini de bunătate, plini de orice fel de cunoștință, în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Spiritualitate. Oameni credincioși. Hai, spiritualitate, un cuvânt prea lung, prea greu, dar oameni credincioși putem să spunem. Spunem împreună, credincioși. E parte din ADN-ul nostru. Și îmi doresc și chiar mă rog în această dimineață ca credința noastră să fie vestită. Să se știe că suntem oameni spirituali. Ultimul aspect al acestui ADN al bisericii sunt faptele. Și vom merge la biserica din Efes. Probabil cel mai reușit model de biserică. Mi-e tare drag de biserica din Efes. De ce? Pentru că Pavel a venit aici, a stat 3 ani, n-a părăsit orașul și în jurul lui toată Asia aude cuvântul lui Dumnezeu. Toată Asia. Și peste tot se înființează biserici. Este cel mai de succes model de biserică, de plantare de biserică. Pavel nu pleacă din Efes, 3 ani de zile stă acolo. Dar rând pe rând, oamenii care sunt aici vin la biserică, se mântuiesc, cresc într-o perioadă foarte scurtă, pleacă și încep să înființeze biserici. Chiar lângă Efes, după aceea tot mai departe și tot mai departe. O biserică care nu spune, hai să creștem spectaculos în număr, să ajungem pe cei din Ierusalim, să batem și noi 8000. O biserică care se luptă să facă convertiți, îi crește și după aceea îi trimite. Vă dați seama că nu se puteau bucura de aceleași resurse ca să aibă mereu și mereu o formație, să aibă mereu și mereu oameni care să slujească, pe care să-i programezi. Nu, mentalitatea bisericii este să facă ceva și să facă fapte. Fapte vrednice de mântuire, fapte vrednice de credință. În unul din cele mai mari orașe ale lumii, un loc de succes comercial, politic, cultural, Pavel fondează această biserică, câștigă oameni pentru Hristos și ei pleacă. Vă aduceți aminte care este primul rod al Asiei? Gândiți-vă la el. Un credincios relativ nou, numit Epafras, trimis din Efes, în localitatea lui natal, în Colose, și în cele două orașe apropiate, Laodiceea și Ierapole. Și omul acesta, proaspăt în credință, înființează biserici în ambele localități. Pavel le spune conducătorului din Efes, știți cum am purtat cu voi în toată vremea, în ziua dintâi când am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Și acum, trec câțiva ani de zile, biserica nu obosește, dar schimbă ceva. De aceea cred că trebuie să rămână în ADN-ul bisericii, pentru că Ioan este ultimul în viață dintre apostoli care scrie bisericii aceștia un cuvânt de la Domnul Iisus Hristos. Știți pasajul acesta, doar îl citesc ca să iasă în evidență ceea ce trebuie să fie în ADN-ul fiecăruia. Ascultați, Apocalipsa 2, de la 3 la 5. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu, că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut și pocăiește-te și întoarce-te la... De ce nu spune la dragostea dintâi? Dacă ți-ai părăsit dragostea dintâi, de ce să nu te întorci la dragostea dintâi? Pentru că, dragul meu, dragostea dintâi N-ar trebui să rămână așa, trebuie să crească. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Pentru că faptele demonstrează dragostea, nu invers. Altfel voi veni la tine voioasă veșnicul. Fapte, spunem împreună. Fapte. Asta dovedește că ne-am pocăit. Dacă părăsim dragostea, dacă plecăm de lângă dragostea aceea care a fost la început, ca să ne pocăim trebuie să ne întoarcem la faptele pe care le-am făcut înainte ca să demonstrăm dragostea noastră. Gândește-te ce fapte poți să faci ca biserică, în biserică, să demonstrezi dragostea. Grupul vine în față. Eu am să citesc întrebările și cu asta încheiem dimineața aceasta. Prima întrebare este, care este ADN-ul primelor biserici deschise în Cartea Faptele Apostolilor? 2. Care este viziunea bisericii din care faci parte? Și 3. Cum îți propui să faci mai cunoscută biserica din care faci parte celor din jurul tău? Mă gândesc numai la câte am învățat astăzi. Să știe lumea că suntem spirituali, să știe lumea că suntem credincioși, să știe lumea că și să vadă faptele noastre făcute în dragoste. Haideți să ne ridicăm și să încheiem această frumoasă dimineață.